fiecare. Sau simplu, pur și simplu, decorăm simplu. Sau așa, cu felicică, iată. Și cum se face glasa reală? O să avem nevoie de albuș, de zahăr pudră și de lămâie, de zeamă de lămâie. Și o să facem puțin, puțin, că nu ne trebuie prea mult. Eu am făcut mai devreme, vedeți? Din două lingurițe de albuș. Este de ajuns de decorat aceste brioșe. O linguriță și o să punem două lingurițe de albuș. Le luăm de aici. Faceți mai mult, o să puneți mai mult. Avem două lingurițe de albuș. Și în aceste două lingurițe o să punem două lingurițe de zahăr pudră și amestecăm. Amestecăm bine, 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 bine. Și amestecăm bine, 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 bine. Aceasta este glasa reală. Mai adăugăm zahăr. Încă două. Mai dau puțin zahăr. Încă puțin. Și o să adăugăm puțină zeamă de lămâie. Puțină zeamă. Cam o jumătate de linguriță. Aceasta este glasa noastră reală. Cam așa ar trebui să fie consistența, ca să o putem întinde. Și le decorăm. Vedeți? Cum doriți. Sau pur și simplu, puneți deasupra cu linguriță. Sau cum am mai făcut aici, un coș făcut din hârtie și decorăm. Glasa noastră reală, cam așa arată, consistența. Vedeți? Se pune într-un coș și după aceea se decorează. Ia uitați, să luăm vârful. Și decorăm, facem puncte, liniuțe, ce dorim. Mai tragem linii. Decorăm după plăcere, cum ne place. Se vede? Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine și vă doresc o seară frumoasă tuturor și ne vedem cu altă rețetă. Vă pup dulce pe toți. La revedere! Pupici, mulți pupici, o seară frumoasă și multă sănătate. Vă doresc. La revedere!